Băi, ce a face tot ce pentru Sănătăți? Bunică mea, de aceea bani de bunică mea. Și era un lucru să opresc, dar de inteligență în locul la, odată la afacere, e cel mai inteligent. Deci acum am inteligent, dar cu mine am devenit bun la afacere, pot să rog și niște prostii. De ce? Că gândesc ca taică mă, dar fac invers. Ia să vă povestesc cu o poveste originală. Că am văzut la Antena 3 cu aparte cu poveste. Deci hai să văd și am văzut. Stai că mi-e originală. Bă, stai să văd pe români. De apropo. Care era numărul de telefon? Stai că văd să stai. Sunt pula. Ce sunt că n-am conținut? Dar e vorbit așa pe YouTube. Deci bă, vă dau și votul meu. Deci semn SMS la 1890. Fac așa. Ca să dau un flash. 1890. Nu, vede. Stă ăla de mișcat. Bine, atunci a fost 4 ea. Ce vede? Face. S-a ocupat. Nu mai dau o dată. Băi, nu i-am votat. N-am votat pe fapt. Deci, 1, 8, 9, 0. Și acum fac așa. Este partea aia. Ce zice? Thank you for fuck you. Bine, fuck you. Gata. Dar te nimis? Original. Da. Le atelier. Nu mai. Mișto. Cea mai bună echipă de artiști. Eu sunt pula. Ia să văd ce. Să văd echipament. Să văd echipament. Merge. Ia să văd ce. Bă, nu știu mai scoală pula, e bine. Icin, Sanși, Icin, vină în coala creier ca să dezvolte asta ceva. Nu știu, în pula s-a plecat la mansardă. Nu mai vreau să scoală, pot bine cu mai logică. Păi ce vreau, mamă, da, dacă m-aș uita la un telefon, m-a ce stai în zi. Bă, poate striple ce vreau ăsta. Cuip direct pe tastatul la curvă pe aia. Tu să nu te plec ce curvă bună. Și pa dau la pulă. Sunt de oi. Îi zic gata, fac un avion să-l trimit pe tine. Să vezi că am talente de artist. Că știi că pistaul e de la părit. N-are nimic. Fac avion, ia să vedem cum merge avionul spre față. Ia uite, îl fac de vânătoare. Gata, ia uite. După aia fac un OZN. Stai, dar e de la, cu viteză maximă. Cât Mach prinde, nu știu. Prinde Mach. Nu prinde nimic. Aolo, ia uite al dracu. Face frânte cu mine. Băi, e greu să construiești un avion. Dar o să meargă ca în câșeță, avion de liu. Așa, îi fac aripi, îi fac la băiat, ia uite, îi fac mamă, avion. Alien cu motor, ia mă și pe mine zbor. Aoleu, unde duci zbor deasupra unui cuci? Unui clipă cuci? Eu sunt Jack Nicholson. Eu deja sunt în avion. Am văzut filmul, e cam la stop.
Gata, ai băgat și cârmă la găoază. Ia uite cum arată avionul. Ui, aici are motorul. Aici are așa. Ui, vezi, construcție de construcție. E de la de pasageri. Zici că e de la de... Și faci în ciocul așa. Ciochii. Care e ăla francezesc, care prindea viteză maximă. Deci când prinde viteză maximă își face ciocul în jos. Ia uite, e avion românesc. Acum a fost voiajea. S-a plecit. Nu-l face mai mic. Pa! Deci este navet spațial. Acum gata. S-a lansat. Se duce asta în linia așa. Se face în atmosferă. Și ăsta zboară spre lună. Și vorbesc cu nevastă mea. Alo, fată, sunt în capsulă. Zbor pe lună. Ce ești? Sunt o sulă care zbor pe lună. Bine, bă, mare sculă. Și ce? Mi-e dor de tine. În import nearabilitate, frate, nu prea ai atâta labă bună. De ce n-ai venit cu mine? De-aia. Ce faci acolo, fată? Ah, gata, Cristi! Și pe ea se adă ochii fata. Păi, aolo, mă înșel cu Cristinel pula de fier, nu? Citeam și o carte. Nu știi că acum se pune scris pe imagine de alea. Ce faci? Mi-am luat prompter ca la televizor. Și ce citești? Îi cărți polițiste. De alea polițiste? Da. Ia să vedem dacă zboare capsula mea. Are o aripă așa și una așa, uite, zboară, și-a căzut ca micu, la micu. Dar ai văzut că merge? Ce-i făcut de mâna omului, nu te face nici dracu. Am făcut avion, acum facem o zene. Uite, ăsta e o zene. Avem astronauți în el, da, mai mulți. Și lansăm, mă lansăm pe o zene, dar să zboară mai sus. O zene! Și unde rămăsese? La taică-l cu afaceri cu păduri. Deci bunica, trebunica mea, tata lui, măsa lui, taică, nu? A fost soldat, erau sărăți de impulat. Dar a fost soldat și erou de război în primul război mondial. Și aveau niște promisiuni soldate, știi, n-au fost voie de impulată. N-am dat trăiește de aia. Cu toate că alt străbunic de-al meu, tatăl ăla fusese preot, deci era deștept, ăsta s-a făcut soldat. Cred că era cam mic la cap, tatăl era deștept, dar ăsta e și mai prost. Altul se putea și ăsta preot, dar... Trebuia să citești cărți, cred că adorme. A, ca soldatul cu culoarea, ai băgat baioare, ta nimic de oare. Dar a fost erou, prost, dar o erou. Prostă și noroc pe aia, a scăpat cu viață. Ăla preot, da? Cred că nu era chiar ciubucar, că n-a făcut cine știe ce cașcaval. Dar la ăsta erou de război i-a dat o pădurice. Nu știu, pula mea, câteva ha-ha, ceva pe acolo. Pe acolo, pe aia, era și pe acolo. Pădurice. Nu știu, cred că bea și cam curva, cheltuielor tot cu banii, dar ăștia mie nu știu, mă, dar treacă. Era, dar a avut noroc cu pădurice. După aia a venit comuniștii, i-a luat pădurice la băiat. A trebuit să muncească, să-și facă și eu ceva, dar era ca în soartă, cred că era și cu tata lui, mama lui, tata. Și a venit ăsta, cred că vrea și el să facă bijnițel, nu i-a ieșit nimic, cum nu i-a ieșit nici lui tata, dar să vezi, a venit, țapul a retrocedat o parte din data. Păi era bine, de fapt i-a retrocedat dinainte, a făcut ăștia de mersuri, i-a retrocedat lui la pădurice. Tata a comis-o pe mamaia, că moștenitoarea directă era mamaia.
muritoarea care a murit acum, câteva luni. A convins-o, bă, fată, dă-mi mie că mor de foame, nu mai pot, mi se micșereză pula, altfel mi se scolă pula dacă n-am și-o mai. Bă, că cum ai moștenit? Atunci mai vorbeam cu el. Păzitatea nu vinde. O vinde. Era aici lângă București. Poate nu vinde. No, n-a putut tata să se abțină a vândut-o. Într-adevăr, mai aveam niște rude care moștenea și ele. Părticica lui de păturici a vândut-o. Că i-a retrocedat-o lângă aia. I-a vândut-o lui aia. Era în altă parte. Oricum nu contează. Așa, e businessman original, nici bișnițel. Sor mai e bișnițel, cred că. Ea e cu telefon. Bine că nu mai sună telefonul, că o auzeam pe aia cum guița și cum pupa în curs și aia venea vomita. Și bișnițel s-a gândit și el să facă și el un ban rămadă. Murea de foame. Parcă noi niciodată ăsta, n-ai ideea. A muncit ăla, așa credeam eu că e treaba, nu e cu bișnițel. Bă, bișnițel a rămas fără țigări în acolo. Bișnițel nici așa. Acum e mult mai mult. Nu știu, ăștia moare din ce în ce mai mult. Și cred că acum oricum eu să fac bani, știu cum. Am mai multe metode, deci una din ele, oricum îți o aplic, poate să apară și dracu și la mă trebuie cu lor. Și a vândut-o pe câteva litere. Era o sumă mare, așa părea pe vremea aia, până anii 90, câteva litere. I-a zis, băi, o sumă mică. I-a cumpărat mama o casă mie, care i-am muncit mult de la casa aia, dar am făjat cu cărolă, că am cu dorit cu tata, că spune muncitor când vine. Dar mai mult munceam eu, stăteam acasă, dugrăveam, mi-am făcut mobilă frumoasă. Era foarte primitoare, foarte frumoasă, cu fătită, mică, drăguță. Am făcut și păcoli și bucătării, era totul frumos. Din când încă mai luceam în curățenie, îmi făceam ideea, asta continuă la păcă. A fost casa mea. Nu știu cum a făcut tata, iar a intrat la foame, că de-aia o percepa Adriana, că și aia e cu foame. A intrat în foame tata, cam beri pula. Mi-a vândut casa. Nu te mai dat afară în casă, că eu mă bună vise, mi-am făcut de prima. A reușit că ți-a făcut rău, care o e? Că mă simțeam bine fără voi. Și mi-a vândut casa pe câteva milioane de lei, acum mai încoace, știi? Eu chiar vreau să mă căsătoresc, că am telefonia aia atunci. Idiotă, îmi vinde casa. Pe câteva milioane de lei. Mișto pentru idiotă, dar bă, mai așteptă un an. În 6 luni, superb, a explodat răcăsări. Zic, bă, în Paris, știi cât e un apartament? E 80.000 de euro. O să vină prețurile astea și la noi. Îi explica rațional lui Bișnițel. Dar Bișnițel nu mai putea. Murea de foame. Și a vândut-o pe câteva milioane de lei. Ea a dat norocul peste ei. Și Bișnițel, după aia când vede că zbang, deci nu l-a nepot mama omita, cum ar veni, în paranormal, ca să văd viitorul. Doar că mai mă informam și eu, eram băiat citit, știi, dar el citea că în cărți de joc. El credea că viața e un joc, nu. Nu e chiar așa. Și am zis, bă, vine și la noi pe tine asta. Culmea a venit și la noi. Atunci când a venit criza, ea s-a ieșit din acasă. Cei care au avut bani, oricum nu mai era bani închis pe toate. A înghețat-o. Acum iar sunt ieftine totuși, am zis, în criză sunt ieftine. Dar s-au construit multe, au construit în breci. Acum pot să țin o casă cu 35.000 de euro, casă frumoasă, 40.000 de euro. Superbă un apartament ca lumea. N-ai nicio treabă.
vii cu gagica te fuzi și altele. Ce au în pace vechi. Cu gagica. Cumva. Deci am tata bișnițel. Bă, păi, el era de fapt scriitor, că el era cu arta, a fost pe la cina cu flacă, n-au dau gât. Dar e cam colțos așa, s-a apucat să se certe cu aia pe acolo. Bă, și eu sunt colțos, mă cert, dar eu mai, sunt mai culant, așa, mai, și curviști tine, trebuie să te mai adaptezi. Nu, oh, e bișnițel cu pula de fier. Bă, după mine mă caută, de zice. El se face că nu mă caută, mă caută, dar acum mie îmi place că n-am telefon mobil, că sora mai avea, cred că să mă facă lugăr. Am văzut că lugăr vorbim la telefonul mobil. Dar în același timp ăsta era călugăr Napoleon, citea și de Biblie. Deci vorbea la telefon mobil, hai să mă facă călugăr. Unde e Biblie? A, cred că îi citea la o Enoia și de Biblie. Ia uite, am băgat și mă zgălit, tot nu contează. Deci dăm la capitolul 25, uite că mi-a venit vedere și putere. Și să vorbim. Alo! Alo! Hello, my dear friend the Noriasha. Chapter 25. The death of Samuel, Nabal and Abigail. Aole, și capitolul asta s-a ocupat, s-a supărat. In the era that his dad died Samuel and s-a îndopat cu, tot cu Israel de la plâns Christ original și l-au îngropat în casa lui. Da, așa se cropa, nu țin curte direct. În ce? În aia. Iar David s-a sculat. Da, s-a sculat David. S-a supărat. Bă, a murit Samuel. Și s-a coborât în... În ce? În pustiul Maonului, Mamaonului. Deci el zicea, bă, mi-au câmpii, dar ăia are mai mult pustiul pe acolo. Să mai mă gândesc și eu la Samuel, de ce a dat la om. Chiar să-i mai numătăși. Deci, în Meon, la noi ar fi Meon, dar atunci era Meon, era un om foarte ric. Era rici, rici. Care își avea turmele în caramel. Aici scrie în caramel. La noi ar fi în caramel. Că e mișto și avea și turme. Deci era un cioban. Era Gigi Becali. La lor, știi? La lare la caramel. Mamă, face. Că face pornea și zic, bă, hai să-ți o dăm la caramel. Caramelul e chiar maro, dar e dulce. Caramel! Hai să te scărbine la caramel. Băi, nu vreau la... Băi, nu vrei nici măcar la bombonel? Nu vreau. Atunci numai, da, pe Samuel. Acesta avea 3000 de oi. Mamă, cât a ciobanul a luat, era și de ciobanii, nu s-a încât ciobanii avea ăsta. 3000 de oi, mamă, tată! Ăsta acum ar fi avut elicopter ca să se ducă până la caramel. Hai, gata, hai că...